Prieteni, sănătate și bine v-am găsit și astăzi. Vrem să vedem împreună un clește pentru tăiat țevi compozite și tuburi de protecție. Dacă am prezentat cu ceva timp în urmă cleștele de la Nipex, acum a venit vremea să fac același lucru pentru cleștele de la Rennsteig, dar el e același lucru cu cel de la Nipex. În caz că vreți să cumpărați de la Nipex, e foarte bine, în caz că vreți să aveți acestea, e foarte bine, l-ați văzut și codul, ați văzut că scrie pe el Made in Germany sau Made in Germany. Știți că e făcut în Germania, toate sculele care vin de la Nipex, de la Rennsteig, sunt făcute în Germania. Are un mâner bicomponent sau multicomponent, plastic zona verde și cauciuc zona albastru deschis, el îi zincat, țevi din material compozit sau plastic, taie până la 25 de mm, de la 12 la 25 de mm, și tuburi de protecție de la 18 până la 35 de mm, aceasta îi dimensiunea la care poate să taie. După cum vedeți, în prima parte, în vârf, are un cutter care va fi util pentru tăierea tuburilor de protecție. Are un mic cutter între cele două lame, după cum vedeți acolo, și lamele acestea și tăietorul acesta se poate schimba. Se poate schimba și cel de al doilea. Se poate schimba și dispozitivele acelea din plastic care să ne ajute în ghidarea țevii. Aici, după cum vedeți, el are arc și se blochează cu un mic liver negru. Mi s-a părut foarte interesant și în cazul în care voi aveți o grămadă de scule Nipex și mai vreți o pată de culoare, se poate folosi și acesta. E aceeași calitate ca și Nipex. Vreau să vedem împreună acum. Nu există nicio deosebire între cele două, același material, aceeași mâner bicomponent, doar că diferă culorile, aceeași material zincat ca să nu ruginească. După cum vedeți și codul aici de la Nipex, am clip dedicat și pentru acest clește, dar mă gândesc în felul următor că e o versiune interesantă și cel de la Rennsteig și prea acesta vreau să vi-l arăt acum, cred că v-ați făcut o idee despre el. Până data viitoare, sănătate, mult bine, aveți un cod de reducere pentru întreaga gamă Nipex, Milwaukee, Vera și Festool. Noi ne bucurăm de fiecare sculă care o avem și ne-o cumpărăm, ne-o dorim și până la urmă Dumnezeu ne ajută să o obținem. Sănătate la toată lumea și mult bine!